Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru sâmbătă 20 martie. Astăzi avem o zi foarte interesantă și foarte importantă. Este al treilea început din acest an. Primul a fost anul nou calendaristic, pe 1 ianuarie. Pe urmă am avut anul nou chinezesc, pe 12 februarie. Și acum avem anul nou astrologic sau echinocțiul de primăvară, astăzi pe 20 martie. Și pentru că în această zi soarele se mută din zodia peștilor în berbec, după cum am obișnuit până acum, am luat un set nou de cărți de tarot. Acest set se numește Neo Tarot. O să vă las și linkul în descriere dacă vă interesează setul de cărți. Și acum să vedem energiile pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. Hai să vedem ce înseamnă aceste cărți. În primul rând, pe partea de dragoste, avem 4 de stăbi. Ați obosit, nu mai aveți energie să vă certați, nu mai aveți energie să vă contraziceți și pur și simplu simțiți că nu mai puteți în situația în care sunteți. E important astăzi să vă odihniți. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, mesajul acestei cărți este să puneți pe pauză orice ceartă, orice discuție, orice contrazicere. Acum nu e momentul să mai insistați în această direcție, luați o pauză, faceți un pas în spate, permiteți să treacă puțin timp până când o să mai readuceți în discuție aceste teme, aceste topicuri care aparent sunt mai sensibile în relația voastră și profitați de acest timp pentru a analiza exact de ce sunt aceste lucruri atât de importante pentru voi, de ce nu vreți să faceți un compromis, de ce nu puteți să renunțați la anumite idei, la anumite gânduri, la anumite dorințe. Pentru cei care sunteți singuri și ați obosit să tot căutați partenerul, partenera ideală, mesajul cărții este să faceți o pauză, faceți un pas în spate, nu mai intrați pe toate rețelele de socializare sau pe toate aplicațiile care le-ați folosit până acum pentru dating, lăsați să treacă puțin timp, pentru că aici toată această energie pe care voi ați eliberat-o în univers în încercarea de a atrage în viața voastră un nou partener sau parteneră, efectiv v-a drenat și acum e momentul să vă reîncărcați bateriile. Pentru toată lumea e foarte important aici să vă odihniți și când mă refer la odihnă, chiar vreau să zic odihnă pe bune, somn, lectură, meditație, rugăciune, sport, nu stați cu ochii în telefon, televizor, calculator, aceste lucruri nu vă odihnesc, ci mai mult vă obosesc. Atunci când vă puneți în pat, ar fi bine să lăsați telefonul în altă cameră, nu dați drumul la televizor, nu vă conectați cu niciun fel de aparatură, conectați-vă cu voi înșivă, cu eul vostru interior. Pe partea de sănătate avem aici asul de cupe. Această carte ne arată că aici a venit momentul să începeți o nouă relație cu voi înșivă, să vă relaționați altfel cu corpul vostru, cu organismul vostru, cu sănătatea voastră. Aici asul de cupe vă propune următorul ritual de auto-îngrijire și de manifestare a stării de sănătate pe care vă doriți. Timp de o săptămână, de două ori pe zi, va trebui să vă uitați într-o oglindă, să vă zâmbiți încurajator și să vă spuneți cuvinte, propoziții, fraze de încurajare care descriu starea voastră de sănătate pe care vă doriți. Dar formulați aceste propoziții la timpul prezent, pentru că universul nu cunoaște trecutul și viitorul. În univers, toate timpurile se întâmplă simultan, în același moment. Doar noi, pentru că suntem oameni și suntem limitați de cele trei dimensiuni în care trăim plus a patra timpul, trebuie să segmentăm această dimensiune universală în trecut, prezent și viitor. Spre exemplu, atunci când vă uitați la voi în oglindă și vă zâmbiți încurajator, puteți să spuneți fraze similare cu următoarele. Corpul meu este robust, este puternic,
luptă împotriva agenților patogeni cu succes. Organismul meu este sănătos, echilibrat și protejat. Dacă aveți o anumită boală, o anumită afecțiune pe care vreți să o tratați, spuneți afirmații pozitive referitoare la boala respectivă. De exemplu, corpul meu nu suferă de boala X. Corpul meu învinge în fiecare zi boala X. Faceți aceste afirmații pozitive către voi înșivă în timp ce vă priviți în oglindă de cel puțin 2 ori pe zi, timp de o săptămână, și la finalul acestei săptămâni faceți-vă o poză cu telefonul. O să vedeți că o să fie vizibil pe chipul vostru, pe fața voastră, că sunteți deja mai echilibrați, mai sănătoși, mai vitali, cu o stare de sănătate mai bună. Și pe viitor, de fiecare dată când aveți nevoie de încurajare, uitați-vă la această poză, reveniți la această imagine. Partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici arcana majoră, nebunul, un nou început în cariera voastră, un nou început financiar. Cu această carte, pe această poziție, astăzi este momentul să luați riscuri. Azi e momentul să faceți acel lucru care vă îngrijorează, care vă dă emoții, de care nu sunteți siguri că ar trebui să-l faceți, pentru că cu această energie pe fundal, s-ar putea ca lucrurile să iasă mai bine decât vă așteptați. Pentru cei care ezitați să vă deschideți propria afacere sau să începeți un proiect nou, aici Universul vine cu această carte și vă încurajează să faceți aceste lucruri, să o luați pe un nou drum, să o porniți de la zero, pentru că aveți susținerea Universului și lucrurile o să iasă foarte bine pentru voi. Trebuie să aveți curaj să faceți acest prim pas astăzi. N-o să vă mint, drumul o să fie lung, o să aibă suișuri și coborâșuri, dar aceasta este una dintre cele mai bune cărți pentru inițierea unor lucruri noi. Și aici aceste lucruri noi poate să fie orice, de la un job nou, o afacere nouă, un parteneriat nou de afaceri, până la lucruri mai minore, cum ar fi să începeți să puneți bani deoparte, dacă puteți, într-un cont în bancă sau într-un portofoliu de investiții, dacă nu, chiar și în pușculiță, mai bine decât nimic. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru toată lumea, pentru această zi. Și acum să vedem, mesajul pentru această zi este următorul. Sunt demn de a fi iubit. De cel puțin 3 ori pe zi, stau în picioare cu brațele larg deschise și spun: sunt dispus să las iubirea să intre în mine. E bine să las iubirea să intre în mine. Un mesaj foarte frumos care vine aici și completează acest ritual pe care vi-l propune asul de cupe pe partea de sănătate. Faceți aceste mici lucruri pentru a vă arăta dragoste și îngrijire, pentru că toate aceste ritualuri, și cel exprimat de asul de cupe și cel exprimat de această carte oracol, sunt de fapt mecanisme prin care puteți să puneți în mișcare legea atracției, prin care puteți să manifestați în viața voastră orice vă doriți. Și sfatul meu ar fi să începeți cu lucruri mici, cu lucruri minore. Poate vreți aici, pe starea de sănătate, să vă îmbunătățiți tenul. Poate suferiți de acnee și vreți să nu vă mai apară coșuri. Sau aveți nasul înfundat și ați vrea să vă treacă. Sau, nu știu, orice mici afecțiuni de care suferiți. Începeți așa cu lucruri mici, minore, și odată ce o să vedeți că legea atracției chiar funcționează și chiar se aplică pentru voi, că sunteți capabili să manifestați în viața voastră orice vă doriți, pe urmă puteți, folosind aceste mecanisme, aceste ritualuri pe care vi le-am explicat aici, să puneți în aplicare manifestarea unor lucruri mult mai mari și mai importante în viața voastră. Puteți, pe urmă, să extrapolați aceste lecții în situația voastră de dragoste, pe finanțele voastre, pe orice vă doriți voi. Dacă vreți să aflați mai multe despre aceste mecanisme, despre legea atracției, despre metode de manifestare, despre tot felul de acțiuni din acestea ușoare pe care le puteți implementa zi de zi în viața voastră ca să deveniți niște super atractori, niște super magneți pentru tot ce vă doriți în viața voastră, lăsați-mi în comentarii și o să vă pregătesc niște materiale mai detaliate pe această temă.
Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!